Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. În acest episod am onoarea și ocazia să vorbesc cu un om tare fain care este coordonatorul muzical al ultimului turneu din România, Laurei Bretan, care a avut loc în ultima vreme. Am ocazia cu Dan. Dan, mulțumesc foarte mult că ai onorat noastră. Mulțumesc de invitație. Dacă oamenii te vor asculta pe măsură ce să vorbești, o să-și dea seama că ai un accent foarte fain. De unde e accentul ăsta? Accentul în limba română, toată lumea îmi spunea că eu sunt din București. Okay. Deși sunt de Ardelean, toți oamenii îmi spuneau că tu ar trebui să trăiești în altă parte a României, unde se vorbește foarte repede și foarte de neînțeles. Accentul în limba română s-a schimbat în ultimii ani, probabil din cauza că stau în America de vreo 20 de ani și s-a deteriorat un pic dar ă, sunt ardelean prin naștere și probabil bucureștean prin accent, să zicem. Și tot timpul, ți ai căutat să te duci într o parte în alta, ai un, o voce caldă. mi-era dor de prietenii mei români americani, ca, uh -huh. cam așa. Din 2004? Din de, 2004 sunt în America, Sunteți da. în Chicago, uh -huh. acolo sunteți la biserica fratelui lui Jimmy uh -huh. am avut ca invitat și a fost un podcast fain, și acolo te ocup te ocupi cu muzica. Corect? Uh, în biserica mea mă ocup cu uh, închinarea, uh -huh. uh, directul de, de închinarea bisericii, unde mă ocup de grupurile din închinare care slujesc în biserică uh, și de alte formații, cor de tineret care, corul de tineret care a fost acum în turneu, orchestră mică și mai multe uh, genuri de programări și de formații. Deci ai o viață plină, ai și familie, plină. și soție, câți și copii ai? am trei copii. Wow! Unul de 17 40. ani, Lucas are 17 ani, Patrick are 15 și Olivia are 9. Wow. În fiecare perioadă din viață, uh, fiecare perioadă vine cu distracțiile și cu provocările ei. Bun. Dan, uh, ești un muzician, uh, ești implicat în multe lucruri, deci mai faptul că lucrezi împreună cu Laura și că ai compus câteva din piesele ei, uh -huh. uh, ești un tip activ. Tu mi-ai zis să zic la per tu, uh -huh. că da. te respect, dar... Okay. Uh, hai să vorbim puțin despre viața ta, care, cum întrebau americanii, what are some of the highlights, care ar fi câteva momente de vârf din viața ta. care poveste povestea vieții tale? Uh, eu m-am născut la uh, 15 km de Cluj, okay. în Sălicea. Și de mic am început să gând la acordeon și am devenit pasionat de muzică uh, de, la, de la, 5 ani. Am început să cânt ore în pe zi. Uh, am început să am, uh, Unii oameni -au, din jurul meu mi-au oferit posibilitățile să încep să vizitez anumite biserici și să cânt. Și fără să-mi dau seama, mi s-a dezvoltat un simț de misiune, dacă poți să zici, probabil că nu-i misiune, dragul de a călători și cânta în mai multe locuri, mm. de la o vârstă foarte mică. Din clasa 5-a am mers la liceu de muzică, unde am studiat trompeta ca și instrument principal și pianul ca instrument secundar, apoi am mers la conservator, am făcut facultate aici, am făcut un master aici. Um, apoi, din anul 3 de facultate, am uh, fost unul dintre trompetiștii Operei Române din Cluj wow. pentru câțiva ani. Da. Am... Mi-a plăcut foarte mult. Trompeta este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în domeniul muzicii, în viață. Hmm. Îmi place foarte mult. M-am îndrăgostit de trompetă de când eram mic. Apoi, mergând în America, am făcut un master în tot în trompetă acolo. Și crezând că o să uh, continui pe direcția asta carierei, am studiat foarte mult, m-am pregătit foarte mult, dar uh, mergând înapoi în perioada de liceu, tot timpul am avut în mintea mea gândul ăsta că Dumnezeu mă pregătește să fac altceva. Ok, interesant. Da, foarte interesant și le spuneam prietenilor mei uh, din oraș că abia aștept să aducă Dumnezeu ziua în viața mea când să fac tot ce fac numai în biserică. Deși, tu ai plătit... fost și la operă, a da. fost tu, să ai un master. În... Da, am făcut un master aici, și un master în America, în trompetă. Care greu, între. Da, băie, well, destul de greu, mai ales în America. Și uh, Dar de când eram în liceu, aveam. m-am îndrăgostit încet, încet de slujirea muzicală din biserică. Și Dumnezeu, Dumnezeu a pus undeva în capul meu, în creierul meu, gândul ăsta că eu trebuie să fac treaba asta deși m-am încăpățănat și am vrut să fac neapărat carieră și mi-a plăcut foarte mult, mergând în America, mi-am dat seama că Dumnezeu m-a pus într-un loc unde chiar nu aveam de ales. Cum de? Știi, cum de? Pentru că am terminat facultatea și mi-am dat seama, ok, am de ales între a fi un trompetist de carieră, cum eram în România, asta înseamnă că urma să-mi sacrific familia pentru restul vieții, Wow. Să călătoresc foarte mult din oraș în oraș, să dau un concert cu trompeta, să fii într-o orchestră, să cânți tot felul de concerte în tot felul de locuri. Și de specificat că drumurile în America nu sunt ca în România. O bineînțeles, trebuie să zbori în alt oraș sau să uh, mergi să stai o săptămână în locul ăla să repeți cu o orchestră și apoi să vii acasă, familia nu-i cu tine. Și mi-am dat seama că am de ales între genul ăsta de viață sau să uh, accept că Dumnezeu chiar mă cheamă să fac ceva și, mergând, mergând în America, uh, am mers să sugesc într-o biserică, o biserică din Sacramento, care m-a chemat acolo special pentru a fi director de muzică a bisericii și a fost prima dată când am început să lucrez cu oameni. Hmm. Pentru că înainte, în cariera ta, era mai mult individual, nu? Nu, Doar tu nu, și... nu. Când mă refer că să lucrez cu oameni, mă refer la faptul că Dumnezeu m-a obligat să lucrez cu oameni din biserică. Ce înseamnă lucrul ăsta? Știi ce înseamnă lucrul ăsta? E diferit când ești trompetist într-o orchestră profesionistă A, okay. și fiecare stă și își face treaba și alta când toate lucrurile dispar și din o dată Dumnezeu te bagă într-o cameră cu 30 de oameni și tu trebuie să-i înveți pe ea muzică Hai de la zero? Da, păi era corul bisericii, de exemplu, ah, pe care după. tu trebuia să-i duci să, educi să înveți o cântare. Și îți dădea seama, mă, dar nu mai bine alegem cariera dinainte, unde toți erau profesioniști. Chiar Dumnezeu mă pedepsește să lucrez cu genul ăsta de oameni, dar mie nu-mi place treaba asta. Scuze, mă eu și mă gândeam la Moise. Deci Moise a fost în Egipt, a avut înțelepciunea egipteană, egiptean, uh -huh. strateg bun, vorbitor bun. A dus domnul la Exact. Prima dată m-a simțit de-a un colțit să fac treaba asta. Am simțit că chiar Dumnezeu m-a băgat într-un colț, de unde n-am unde să fug, trebuie să stau să mă îndrăgostesc de treaba asta. Mm. Și uh, am fost destul de încăpățânat să accept treaba asta la în început, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a luat bebelașul la care îi spunea cariera din trompetă și știam că nu o să mai mă bucur de cariera niciodată. Și Dumnezeu m-a determinat. Aducându-mă în locul ăsta, m-a determinat să-mi reconfigurez gândirea și viziunea despre viitorul meu. Hmm. Și așa am ajuns să lucrez full-time într-o biserică. Tot talentul care mi l-a dat Dumnezeu și toată educația să o pun în slujba unei comunități relativ mici de oameni, în care eu eram singurul muzician profesionist, restul erau absolut oameni amatori care veneau la biserică și slujeam împreună. Hmm. Eu niciodată n-am fost obișnuit să mă cobor la nivelul lor muzical pentru că am slujit în Cluj doar cu profesioniști. Acolo mi-am dat seama, nu mai este niciunul din el aici. E Aici toți sunt amatori și eu chiar trebuie să slujesc, nu se învăță învăț să cânte. Trebuie să slujim pe Dumnezeu împreună. Ceea ce e un lucru total diferit. Și încet, încet mi-am dat seama că gândul ăla care am avut în liceu, că eu o să slujesc în biserică, a devenit o realitate și se întâmplă. Și interesant că când Dumnezeu te pune să faci ceva, nu trebuie să-ți placă de la început. Ok, adică. Da, eu nu cred că tot timpul când Dumnezeu îți dă să faci ceva, îți dă și satisfacția aia enormă. Vai, ce frumos e ce trebuie să fac. Nu? Poate că Dumnezeu te bagă într-un loc unde trebuie să înveți anumite lecții. Da. Știi? Care... Îți construiască caracterul, să-și Absolut. Care nu-ți distracție și nu-i mare plăcere în treaba aia. Dar Dumnezeu te bagă prin niște filtre și prin niște uh, situații în care trebuie, trebuie să te convingi că ăsta e pe care trebuie să mergi. Dar acum dacă stau să întreb, care au fost câteva lecții pe care le-ai învățat tu? E clar că trebuie să lucrezi cu oameni care nu erau profesioniști să se erau uh -huh. amatori, le plăceau uh, instrumentul. Care au fost anumite lecții pe care el uh, o trebuie să le construiască în viața ta? În primul rând, a uh, <coughs> fost lecția încredere 100% în Dumnezeu. Asta a fost o, o, o chestie, o lecție foarte simplă la prima vedere, dar când treci pe acolo, foarte complicată. Pentru că eu așa gândeam. De ce Dumnezeu a îngăduit să mă duc 9 ani jumate la facultate în trompetă? Mm. La legitimă. Absolut. Și la cum a spune să găsesc trompetă în coi. Sau să cânt pentru niște copii la biserică. Cum Dumnezeu face așa lucruri? Dacă se bate de cap în cap. Absolut. N-are niciun fel de relevanță. Știi, și atunci a o durat un pic de timp să văd că, că eu chiar trebuie să mă cred în Dumnezeu. Și lecția asta a fost cea mai dură. Uh, eram proaspăt căsătoriți de câțiva ani. Ce, ce, vârstă, avea? -mă, ce vârstă aveai atunci? Atunci aveam uh, în 2004, aveam uh, 25 de ani. Dar erai puștan. 25 de ani. Wow. Da, acum am 44. So... Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, aproape 20 de ani în urmă. Deci a fost destul de complicat uh, și Frustrant ca și pentru tânăr. Absolut. Și soția mea era cu mine acolo. Uh, soția mea a plecat de aici neterminându-și facultatea. Eu cu facultate terminată, uh, o țară nouă, familie nimic, uh, totul nou, limbă nouă, cultură. Ce înseamnă viața, că deja ce înseamnă viața de America? A văzut prin ochii unui român acolo, că unii oameni au perspectiva că America e cea din filme, cea din seriale. Că tot Am vrut numai... să zic e, exact asta, că America e orice, numai nu e aia din filme. Da, pentru că toți, de exemplu, stau și cum America, nu mergem la cafea imediat, mergem la shopping imediat, totul e... Povestește-ne puțin. Știi cum e, Andrei, America e așa cum ce o face. Ok. În sensul că America îți dă posibilitatea să-ți customize, să-ți aranjezi viața. Să-ți customizezi. Da, nu știu cum se zice românește. Cumva să-ți faci propriul tău stil de viață în funcție de cum vrei tu. În sensul că America, problema cu America e, e posibilitățile. Că sunt prea multe. Problema care eu am acum e că Așa de multe op oportunități și opțiuni sunt că nu te mai poți opri. Iar timpul e foarte limitat. Exact. Și așa îți, îți trece viața uh, alergând după oportunități care de sunt foarte aproape și nu te bucuri de viața care o ai. America e diferită. Unii oameni, eu am fost binecuvântat că nu a trebuit să-mi schimb cariera. Tot muzică fac și îmi place ce fac. Uh, eu am considerat că Dumnezeu mă cheamă să fac muzică în biserică. Am conștientizat treaba aia destul, relativ repede după ce am ajuns în America și uh, cumva am nu a trebuit să mi aleg o altă carieră, să fiu, de exemplu, muncitor în construcție sau șofer pătir sau profesor de sport. Nu, eu am făcut ce am făcut în România, am făcut și acolo și asta mi-a dat mai, mai, multe satisfacții la nivel personal. că a fost chemarea ta. Absolut. Uh, foarte mulți oameni care pleacă de aici și merg în America, își dau seama, bă, am făcut o facultate aici, nu se poate, nu pot să mi-o echivalez acolo. Mă apuc și fac altceva. Eu n-am fost obligat să fac treaba asta. Din fericire, mulțumesc Dumnezeu. Am făcut tot ce îmi place. Tot ce îmi face. Am făcut uh, cariera și profesia care mi-a plăcut și aici și acolo. America, America e locul unde, unde, unde te poți pierde foarte ușor. De ce? De ce? Tocmai din, ce, din cauza uh, oportunităților. O chestie. Uh, când am fost pentru o perioadă scurtă, perioadă scurtă înseamnă câteva luni uh -huh. acumulate, mă uh, uitam acolo că timpul trece foarte repede. Vezi oportunitate aici, oportunitate aici, uh -huh. hai să, că, să fii coach la uh, soccer, la echipa de fotbal de copii mici, te plătim atâta, hai acolo, hai mai cânt acolo, hai predic acolo. Și practic, uita, și acum am realizat cât am fost. În fiecare dimineață ne trezeam la ora 5, ca noaptea să ne culcăm la ora 12. Era adrenalina respectivă care îți dădea puteri, că era așa de mult. Când eram în California, trebuia să mergem în deșert, să predicăm la uh, ceva centru de reabilitare, la niște oameni și mi se părea atât de normal. Atunci am trezit la 4 dimineața. Să avem un drum de 3 ore, ajungem acolo, după care am plecat în altă parte și -am zis, mă, Cam asta e viața românilor de aici. Deci e, sunt multe oportunități, timpul este restrâns. Din păcate, cei mai mulți aleg viața asta și la început probabil că nu ai de ales că trebuie să alegi viața asta. Și te vezi relativ repede cu ea pentru că la sfârșitul lunii vin banii. Și când din nume îți dai seama că o merita să te la 5 în fiecare zi, doar că trei 5, 6, 10 ani. Hmm, ce interesant. Și îți dai seama că tot la 5 te-ai trezit, și nu te bucura de nimic. Și cum au fost cu relațiile pentru tine când era la început? Atunci? Uh, avantajul meu mare a fost că am fost invitat din România ca director muzical într-o biserică. Uh, oamenii care făceau muzică la ora actuală, la ora respectivă în biserică, au vrut ca eu să merg acolo. M-au iubit, m-au apreciat, mă cunoșteau uh, bonus. Disc. absolut. Când am mers, am fost primit pe brațe. Ce fain. Uh, Ne-am făcut foarte mulți prieteni pe viață uh, în locul ăla și e prima dată când eu au trebuit să lucrez cu oamenii full-time, fiecare să seară la biserică relațiile cu oamenii. scuze-mă, și mai este un detaliu interesant. Oamenii pe care tu îi căuciau, ei nu ai. Um erau amatori, dar ei nu erau muzicieni, adică ei aveau joburi, corect? Bineînțeles. Și pe lângă jobul respectiv trebuiau să vină la repetiții. ne-au la cor, la fanfară, la... Am, început să predau și ore de pian, ore de trompetă, private lessons, uh -huh. cum se spune. Um, erau formațiile bisericii, că era datoria mea să-i toate instrumentele sau la cor, să ne pregătim la închinare, la tot ce înseamnă. Oamenii veneau după serviciu și eram acolo și ne pregăteam pentru duminică împreună. Uh -huh. Relațiile în Sacramento uh, au fost uh, naturale dintr-un punct de vedere pentru că ei au avut nevoie de un director de muzică, eu am avut nevoie de ei ca prieteni, care nu am avut familie. De asemenea, tatăl meu a murit când am ajuns în America după două săptămâni. Wow. Tatăl meu a murit în România și a fost o perioadă foarte complicată. Am avut oameni foarte aproape de noi, foarte aproape de noi. Și uh, eu și sunt un gen de om care îmi fac prieteni foarte ușor. Pentru soția mea n-a fost neapărat ușor adaptarea, n-a fost ușoară adaptarea în America, dar eu mă împretenez repede cu oamenii și mie mi-a fost mai, mai ușor puțin să fac relații și eram la biserică toată ziua cu ei, dar America e un loc foarte interesant. E un loc unde mulți își pierd viața, vorba aia jubgătul, hmm. pentru că văd semnul ăla da, de dolari. dolari după care fug toată ziua. Și, din păcate, uh, nici. nici de care nu vorbește nimeni. Da, și nici creștinii nu stau mult mai bine la capitolul ăsta. să vorbești despre visul american și. Știi ce e visul american e? Un, un un slogan care nu mai valorează absolut nimic. Părerea mea. Visul american, da, America, țara a posibilităților. Dar, în ultimul timp, cred că a devenit țara unde oamenii se duc și își distrug viitorul. Hmm pentru că oamenii uh, superficial umblă după lucruri superficiale. De, că ai zis asta gea la Flow când eram acolo uh, mergând pentru prima dată. Eram atât impresionat să văd tracurile alea mari, Forduri, mașini mari, case mari și mi-a zis uh, uh, unul din bunicii mei spirituali de acolo zis că nu te uita ce mașină conduce omul, nu te uita cum e îmbrăcat, ce casare, mm -hmm. pentru că majoritatea se pe credit card. Absolut oamenii ăștia muncesc mm -hmm. pentru ceva care încă n-au plătit și îi împinge Facultatea lucrul ăsta. Facultatea e plătită în America. A, nu când am văzut gratis. că au dat datorii la facultăți de zeci de mii de dolari, M am zis păi, ok, au zâmbetul frumos, dar practic ei sunt sclavi. De locul din ne au împrumutat banii respectiv. E, e un sistem diferit de orice există da, în da. da, da, da foarte da, diferit. Nu. Și e foarte atractiv pentru omul din afară, dar cei mai mulți se conving relativ repede că nu a fost cum au crezut ei înainte să vină mai ales dacă nu ai acte, dar și dacă ai acte, adaptarea este complicată, foarte complicată. Bineînțeles că sunt și multe povești foarte frumoase, dar mă interesat puțin partea din spatele, partea din față se vede foarte clar, sunt multe oportunități, e altfel cu tot ceea ce faci, banii și așa mai departe. Dar partea asta din spate, mulțumesc mult că ai zis de ea. Dar uite numai să-ți explic un lucru. Câți oameni au plecat din România în America ca să fie misionari? Am mai auzit din ăștia, da. nu, uh, dar. Nu, să vedem. Și ce, ce e interesat Că dacă că asta chiar am auzit să spune cineva că uh, n-ai vrea să fii misionar în, uh, în Africa. Uh, trebuie să mă rog. Nu, în dacă vine un, da, vine un telefon din America, n-ai vrea să fii. Da, mâine, deja mi-a făcut uh, bagajul. Știi și dacă ră, răspunsul la întrebarea asta uh, e, o, e de asemenea răspunsul la o grămadă de întrebări. Pentru că ce mi mai mulți, n-am plecat în America în misiune. Am plecat la o viață mai bună. Clar. Și câteodată cam așa arată tot ce facem, după scopul care l am avut și după faptul că n-am știut să spunem stop, ajunge atât. Uh, și toți ne confruntăm, eu mă confrunt cu treaba asta. C C Când pot să spun că ajunge? Pot să spun stop. Pot să spun că nu mai lucrez 5 zile pe săptămână până la 10 seara, lucrez 4. -ul. Și vreau să spun că e cel mai greu lucru care trebuie să-l fac. <g> nu <downtime> există unul mai greu. Pentru că, cum spuneam la început, oportunitățile sunt acolo și cum ai spus tu, ratele vin, poștașul știe unde stai în fiecare zi și la trebuie plătit, trebuie să-i dai cadou când pleacă și atunci tu pentru iată trebuie să mergi la muncă. Lucrurile sunt mult mai ieftine raportat la cât faceți bani, Da, ă, Asta e adevărat. Da, da, de deci, cei... Viața economică are mai multă logică decât aici. Mm -hmm. Un student când termină o facultate... Uh, în cel mai multe cazuri poate să-și găsească un job bine plătit ca să trăiască bine. Uh, astea sunt avantajele uh, sistemului american de, uh, de societate care e acolo. Și totuși te ai ajuns într-o comunitate de români americani faină. Uh -huh. Ai putut să-ți urmezi chemarea pe care s-a făcut Dumnezeu de a investi în alții. Uh, ce s-a întâmplat mai departe? Ai văzut progres uh, în viața celor uh, pe care îi după, după șase ani de locuit în Sacramento, șase ani. Wow. Șase ani deci am, piste... am mers de la foarte cald la foarte frig, am okay. mers din California în Chicago. Uh, uh, Ne-am mutat în 2010 în Chicago și am mers la o comunitate mult mai mare. Comunitatea de români din Chicago e cea mai stabilă comunitate din diaspora română, din afara României. E o comunitate extrem de solidă. Sunt în jur de 200.000 de români acolo. Wow. Da. Sunt trei biserici pentecostale mari, biserici baptiste, biserici ortodoxe, tot felul de organizații românești. E un, un alt fel de comunitate de română decât cea din Sacramento. Aici slujesc și lucrez în Biserica Betania. De unii fratele de unde Lugii, fratele fratele Luigi. Mm. Da. Aici mă ocup de închinarea din biserică. Și, de asemenea, sunt implicat și în, ca și unul dintre lideri al Departamentului de Tinere de, de Biserică. Îți place? Îmi acum... place foarte mult. În Biserică, la tineret, mă ocup de consilierea tinerilor. Care sunt anumite că care mă interesează cu tinerii? Care sunt anumite subiecte pe care le vezi acum, în 2023, cel mai frecvent întâlnite la tineri? Uh, inabilitatea de a comunica. Interesant, deși suntem într-o cultură asta în care este. avem social media, da. cea mai conectată da. generație. Deci este incredibil câte lucruri atrage asta după ea. Tu nu mă gândești la o chestie, că cât de mult a avansat societatea la nivel financiar, la nivel de informație și cât de mult a regresat creierul uman când e vorba de rezistența la problemele din viață. La care îi spune depresie. Hmm. Omul face foarte mulți bani în vremea în care trăim, dar nu-i mai, creierului nu mai educat să reziste la lucrurile care nu sunt cum vrea el. Hmm. Acum orice tânăr în America. Vrea plăceri instantă. Totul. Bineînțeles. Acum depresia nu mai e uh, o boală care se poate, o boală documentată de un doctor și analizată. Nu. Acum depresia e orice mă uit pe Instagram și văd că cineva are mașina care aș vrea eu, intru în depresie. Tu glumești cu mine? Hm. De asta spun, sau intru și văd că poșeta lui domnișoara aia sau machiajul sau ai mai slabă sau are la un restaurant mai scump, o mers cu prietenii, din toate intru în depresie. De asta spun că tinerii au bani, dar lipsa lor de rezistență mentală, psihică, la lucrurile care nu sunt în conformitate cu ce vor ei, este ridicolă. E absolut de râs. Pe cine te întrebat pe tine sau pe mine, că era mică, ce îmi place? Sau ce aleg? Sau au fost vremurile de atunci. Este foarte adevărat. Ceea ce vreau să spun e că uh, Asta e una confortul și cea mai mare generației astea, na. Tinerii nu mai știu să comunice între ei. Era imaginea că stăteau la restaurant și... Absolut! absolut. Dacă mă duc la un restaurant cu, uh, cu tineri și îi pun să vorbească între ei cu tineri din alt oraș, au hard time să respire. Dar știi ce mi se pare interesant, Dan? Tocmai acum este momentul în care un tânăr să fie ascultat. Exact. Și asta e, și asta e rolul tău. Ce, ce e foarte interesant e că generația asta de tineri E mult mai simplă și mai pragmatică decât de, de, de generația în care am fost eu. Hmm. Cu toate conflictele de care ziceam mai înainte, lipsa de comunicare și nu știu să se ex, uh, exprime neapărat, tinerii din vremea astăzi au nevoie să le spui verde în față ce crezi. Da. Și pe bune, și Deci, nu au nevoie de. Hai să ne învârtim în jurul cozii vreo două jumătate de oră și să te fac să te simți nu știu cât de bine. În generație e... directă. Da, pentru că, uite-te, nimeni nu le mai spune astăzi direct nimic în față. Nimeni nu are curajul să le spună realitatea despre ei direct în față. La școală le spune, în America este un, un slogan, Everybody gets a trophy. Da, da, da. Știi? Și câștigătorii și pierzătorii da, 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 da. De pe locul al șaptelea. Știi, -am. știi în, 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 America eu, eu dacă aș merge să joc basket, chiar dacă n-am jucat în viața mea și nu știu cu care mână se dă și cum se dă, mie americanii mi-a dat un trofeu. Că și eu acolo. Stima de sine. Stima stru. de sine, whatever there is. So, acum uh, nimeni nu le mai spune, mă omule, tu ești bun la asta, dar la asta nu ești bun. Asta chiar trebuie dar să Dar du-te și investești acolo unde ești bun, du și muncești. Exact. Nu. Școala americană te face să te simți self-esteem, trebuie să fie on the roof. Tu trebuie să te simți atât de bine despre tine, în legătură cu persoana ta. Trebuie neapărat să știi că ești cel mai frumos și că în tine există toate resursele ca să devii ce vrei să vii. Tinerii noștri vin la biserică și au total altceva. Aud că Dumnezeu e resursa vieții mele și dacă vreau să fiu ce am fost creat, să fiu El e cel care. De viață și resurse și tot ce am nevoie. Hmm. Și dintr-o dată, între ăștia în ei se creează un conflict. Mă, acum, eu sunt totul sau nu nimic? Înțelegi ce zic? Da, da. Și atunci, prin faptul că ne apropiem de ei, noi, ca lideri de tinere, nu numai eu, toți facem treaba asta, hmm. ei vin și te întreabă. Hmm. Și când ai creat podul ăsta, relație, când mergem în două părți, există un pod între noi. Putem să fim foarte deschiși cu ei și am fost șocat să văd că la ăștia, tineri ăștia, nu au nevoie de o grămadă de teroare frumos să mă ieți. Urmează să spun ceva, dar trebuie să nu te supere. Spun direct verde în față. Da. E foarte foarte interesant fenomenul ăsta în societatea în care trăim. Și eu cred că și în România e aproximativ la fel. Păi exact. Cred, la că, fel. cred că vine așa aici. De exemplu, e deja venit de mult. Merg în slujiri cu soția mea, predic, și după asta avem timpul ăla de serie, de eliberare Bravo. și așa. Ce mă surprinde, cu generația. Eu am crezut că generația mea, 90-94, suntem curajoși. Generația de acum, gen Z și cei care vin după sunt foarte direct și spun asta, băi, uite, am problema asta, am viciul ăsta, am lucrul ăsta, ajută-mă, cum pot să scap? Sunt vulnerabil, se deschid. Da, au multe provocări, dar faptul că una dintre caracteristicile generației este, este faptul că se deschid, asta ajută mult. Eu nu mi-aduc o minte o dată în viața mea, sau probabil că s-a întâmplat să mă duc la un lider de tineret și să spun, uite, mă confrunt cu treaba asta. Sau să pui și mă, dar nu mergea la taică, mă. Da, da, da. Că era rușine aia că. Păi, de tata, ce o să zic? Asta nu are rușine. Și nu, lucru bun. Ăștia, ăștia, pro, pro, problema noastră, ca și biserici, este că nu, nu că nu suntem în stare. Suntem în stare, dar probabil nu așa de bine să le explicăm exact cine e Dumnezeu în generația lor. Hmm. Și ce și poate Dumnezeu... să facă Dumnezeu cu ei acum. Asta. Și că Dumnezeu poate să folosească fiecare generație. Din exact. multe ori, uh, povesteam cu cineva și mi-a rămas un, un lucru din discuția noastră, uh, tinerii și oamenii nu cred că Dumnezeu poate să mai folosească cum l-a folosit pe Iosif, cum l-a folosit pe Moise, cum l-a folosit pe David. Credem că da, Dumnezeu a făcut lucrurile astea în trecut. Nu, nu. Dumnezeu vrea acum, în vremurile din urmă, să folosească orice generație. Și cred că cred că cred biserica uh, are și o, o mare... problemă cu uh, expunerea online vezi tu, expunerea online a bisericii te obligă să fii ca pe sticlă totul să pară perfect pentru da. niște oameni care nu sunt acolo așa e, așa e și ă, asta e bine dintr-un punct de vedere dar cred că strică din foarte multe puncte de vedere pentru că asta automat strică investiția ta în tinerii din biserică care nu sunt perfecți în momentul ăla dar de frică ca să nu areți rău la ăia care nu sunt aici pe îi ții în colț undeva și le spui: Lasă că voi faceți să când creșteți da, mari. Da, da, da. Și învață unde? Unde învață? Uh, noi vrem să arătăm foarte perfect ceea ce nu cred că ne cere Dumnezeu să facem treaba asta. Noi, Biserica, trebuie să fie un organ viu, un organism viu, cu toate imperfecțiunile lui. Nu cred că trebuie să le ar expunem neapărat, dar trebuie să fim reali. Hmm. Și cred că. Și bă, înveți în greșeli. Absolut. Cred că expunerea asta online a bisericii și lupta asta neapărat să arătăm online țiplă, domnule. țiplă, perfect. Asta distruge uh, creșterea, ucenicizarea în biserică, care e adevărat că nu tot timpul se face pe scenă, dar se face și pe scenă. Hmm. Eu cred foarte mult în generația care vine după mine. Cred mai mult decât în generația mea. Bine, îmi place foarte mult să spun despre uh, timpul de duminică care este live. El ai ce așa de pe tort, uh -huh. practic. El este uh, punctul culminant. Însă ceea ce se întâmplă de luni până sâmbătă e foarte important. Absolut. Cum ai spus și tu, online nu are anumite beneficii și chiar am avut un episod pe tema asta, într-o lume în care se prezintă toate Tu deci, știi ce au fost la Grammy și voi știți deci, atrocități. Uh, și când vezi că uh, milioane de vizualizări. Uh, după asta, că nu a avut loc uh, revival-ul din uh, uh, Asbury, okay. Marea mare Trezire, a fost că oamenii au dat share. Este important, dar ce se întâmplă de luni până să Și Ce vreau să mă întreb, uh, să mă întorc. Cum ziceai tu, un tip care a fost perfecționist, Dumnezeu te-a dus la oameni care erau amatori. Uh -huh. Cum ai reușit să împaci chestia asta de la a fi perfecționist, la a duce înspre laudă și închinare? Uh -huh. Când deja vorbim de două concepte. Așa erau profesioniști da. cu trompetul cu care cântai tu, cu orchestra. Uh -huh. Dar nu este muzica de deci scenă, alta este închinarea. Care e diferența și cum ai făcut tu cu cei care uh, erai știu, acolo? Noi, există diferență între a cânta pentru oameni sau a cânta cu oameni? Hmm, foarte interesant. Okay. Uh, e una să cânti performance, să prezinți un concert, și alta să cânti cu cei care sunt în audiență. Și se conduce în închinare. Exact. Okay. So asta este una dintre explicațiile logice muzicale care face diferența între Uite, dau un exemplu. Am venit în vara asta în România să prezentăm un concert de muzică. Asta cu Laura Blutan. Da. Okay. Asta nu a fost un concert de închinare, nu a fost un program de închinare, a fost un concert de muzică cu mesaj biblic, creștin. Da, în mijlocul concertului a fost câteva cântări la care puteai cânta cu noi. A, ai fi putut să cânți cu noi. Dar când mergem la biserică duminică dimineața, s-a terminat concertul. Hmm. Pentru că eu la biserică nu mă duc să cânt pentru oameni. Că sunt pentru Dumnezeu. Noi, eu la biserică mă duc ca de închinare să iau pe toți oamenii și să-i convinc că noi chiar trebuie să cântăm pentru Dumnezeu, toți. Dar asta nu înseamnă că în momentul respectiv calitatea muzicii trebuie să fie proastă. Bineînțeles că nu. Poți să puțin o, chestia exact. asta. că De ce îți spun întrebarea asta? Pentru că pe mulți am auzit că mă, la lucru, în totul, cum începem, dar la biserică le primește Domnul și așa. Hmm. Explică puțin chestia, că tu ești profesionist Mie îmi place muzica, dar Eu știi ce cred, eu cred că dacă Eu cred că Dacă consider că Dumnezeu Merită cea mai bun În viața asta Înseamnă că trebuie să dea cea mai bun în totul hmm. Fie că mâncați, fie A, că băieți, faceți totul Pentru slavă tot. lui Dumnezeu Cu atât mai mult uh, Chemarea care eu am Eu nu pot să zic că Dumnezeu m-a chemat să fac un lucru În biserică okay dacă mă duc la biserică să fac 50%. Mm. N-am cum. Eu am crezut tot timpul că uh, biserica locală își dezvoltă o anumită cultură în legătură cu multe aspecte ale bisericii. Când e vorba de predică, uh, biserica dezvoltă cultura păstorului care predică. Dintr-o dată biserica începe să guste mai mult genul de predici pentru că pastorul este un anumit fel de om și un anumit fel de predicator care nu numai că predică dar se implică în viața oamenilor. Uh -huh. Dintr-o dată biserica începe să se uh, formeze după stilul de muzică a omului care face închinarea în biserică. Asta e ani de zile. Hmm. Deci în, asta. în timp. Eu, da. Ia foarte mult timp și imediat biserica își dă seama bă, omul ăsta ne forțează să facem niște lucruri de care poate, cu care nu suntem chiar de acord. Omul director de muzică a bisericii sau păstorul sau orice lider ca să dezvoltă viziunea trebuie să împingă un pic gardul. Să dea un pic uh, bariera la o parte și să încearcă să lărgească, nu să lărgească calea mântuirii sau a sfințenia, nu. Doar să, să realizeze faptul că mă, Dumnezeu merită mai mult și eu trebuie să le, se fac pe oamenii ăștia să înțeleagă că pentru Dumnezeu merită să facem mai bine. Păi, de, de multe ori când te uiți în Vechiul Testament și vezi ce cere Dumnezeu poporul Israel, vreau ca Templul să arate așa, 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 la virgulă totuși spune. Văd că este un Dumnezeu al perfecțiunii, văd că este un Dumnezeu al ordinii, chiar și în momentul în care a spus lui noi, construiește arca după standardele pe care le vreau eu. De ce de multe ori este tensiunea asta că, Domnule, pentru Dumnezeu lăsăm așa, dar El totuși are alte standarde? Cum îi motivez pe oameni ca bine mă, că eu vin acum de la lucru, s obosit, am condus două ore. Vezi tu, ce înseamnă excelența în biserică? Ce înseamnă? Tu, ok, trebuie să susțin pe Dumnezeu cu, cu excelență. Vezi tu, excelența mea nu e comparată cu excelența ta. Dumnezeu nu, mă, nu îmi cere să fiu la fel de excelent în Foarte, foarte faină asta. Cum ești tu sau cum e un alt muzician. Nu, nu să te compari cu altceva. Nu, Dumnezeu nu. îmi cere excelența în comparație cu cât pot eu să dau. Deci în dreptul tău, care potențialul tău? Dumnezeu știe, mă, omul ăsta putea să ajungă, putea să aducă la biserică duminica asta 1000 de dolari. Dar el a adus 75. Ăsta de lângă el putea să aducă 60, dar el a adus 75. Cum a fost femeia cu bănuții exact. Aia a doi. A fost potențial. Excelența mea în închinare și în orice înseamnă biserică, așa o raportează Dumnezeu. Cât pot eu, ce puteam să fac mai bine pentru Dumnezeu duminica trecută și n-am făcut? Și cum pot să repar ratarea asta sau la asta duminica viitoare? Hmm. Vezi tu, noi, noi venim la biserică și spunem așa uh, am întâziat că am fost undeva sau n-am putut să vin la repetiție că am fost la lucru. Faci face asta în... la lucru, ți-ai permite cu șeful tău. Exact, dar întrebarea e în felul următor. Cât sunt gata să pierd ca să vin la biserică? Hmm. Câți bani sunt gata să pierd săptămâna asta de dragul lucrării Dumnezeu, de dragul excelenței în biserică. Ce perspectivă sănătoasă. Vezi tu, noi punem pe Dumnezeu, spunem, da, slujim pe Dumnezeu, Doamne, suntem pentru tine. Cred că e bine să lăsăm sloganele, să le punem undeva și să ne uităm în ochi. Că una e partea teoretică și alta este ce faci. Noi o dăm la maxim cu sloganele. Că noi slujim pe Dumnezeu și că noi facem e adevărat. Problema e cât ai fi putut să faci în Că înainte. Dumnezeu se uite la atitudinea da. ei. Da. am o întrebare. Asta e marea problema noastră, că el chiar se uită la atitudinea ei. Da, contează, intenția contează. Nu? Am o întrebare mai directă, dacă uh -huh. poți să o spui. Ce faci cu cineva care-i dornic să cânte? Hmm. Dar n-are nicio treabă cu tata. Hai să o zic pe direct. Exact. Dar împins acolo, din mama, de tata, în față, are o relație, în biserică. Ce faci? Mă gândesc, tu ai experiență, ai întâlnit fel de fel de cazuri. În același timp să nu-l descurajezi. E o situație foarte... La fotbal dacă te duci, sau eu am făcut basket de performanță, la basket, spunea foarte clar, băi, nu ești bun, du joacă pe calculator să faci ceva, nu e de tine. Acolo nu puteai. A când vine vorba de mediul ăsta, al bisericii, cum gestionezi situația asta? De departe, este e cel mai complicat lucru care trebuie să facă în biserică. Să conduc biserica în închinare, nu-i greu. E greu să lucrezi cu oamenii cu care trebuie să cunoști biserica în închinare. Hmm? Noi, în biserică, avem un sistem foarte clar și zic eu restrictiv în sensul bun de promovare a tinerilor care vor să slujească. Deci puțin nu domeniu. pe relații, că e băiatul nu, lui Luigi, ]lui lui că e fratele lui Luigi, că e că tău. Nu, nici vorba. Mai ales când e vorba de cântat la un instrument. Sau când de deci de nu pe nepotism. Da? Nici vorba. Okay. Nu, dacă se pune așa problema într-o biserică, e destul de complicat să vorbești orice după locul ăsta. Dacă noi considerăm că un predicator trebuie să predice când îl cheamă Dumnezeu și un cântăreț poate să cânte că l-a chemat sa sau l bunica să cânte, înseamnă că am confundat locurile. Okay. Deci în biserică totul se face prin călăuzirea Duhului Sfânt și prin chemarea lui Dumnezeu în viața oamenilor. Problema e așa, că oamenii nu înțeleg, nu că oamenii nu înțeleg. Eu cred că Dumnezeu lucrează în viața omului în mai multe feluri. Unul dintre el și cel mai comun e că Dumnezeu lucrează în viața mea prin alți oameni. Mm. Okay. La cei mai mulți oameni pe care eu cunosc nu au venit un înger noaptea să le spună uite-te, tu o să fii păstor la biserica aia. Nu. Este și o confirmare de la cei exact. care... Exact. De obicei în viața mea nu, în viața mea și de obicei și în alte situații Dumnezeu lucrează prin anumiți oameni. Eu am avut pe Mama, pe tata, apoi sora Emii Stan, i am spus la părinții mei, uite băiatul ăsta ar fi bun să facă liceu de muzică, văd o înclinație, văd, exact. După aceea, după câțiva ani, a venit Marius Moldoveanu, grupul Shalom, un alt lider care a văzut ceva în mine. După aceea, alți oameni și alți păstori și alți oameni, vezi tu, când vorba de implicarea în domeniul muzical, uh, cei care au copiii care ar trebui să-i implice în biserică ar trebui să aibă mult mai mare încredere în sistemul bisericii și în liderii care sunt în biserică. Vezi tu, pentru mine fetița mea e cea mai frumoasă. Da. Și așa este da, pentru tine. Dar pentru tine fetița ta e cea mai frumoasă. Corect. Fetița mea tot timpul va cânta o mai bine decât fică-ta. Corect. Că e fetița mea. Da, da. Și okay? suntem subiectivi. Absolut că suntem subiectivi. Eu am întâlnit foarte multe situații de genul ăsta în biserică și uh, dacă nu ai un, cum spuneam la început, un pod al relațiilor între cele două persoane se Ei, lasă... îmi place că ai dus punctul ăsta cu podul relațiilor cu generația mai tânără, cu generația da, Andrei, pentru că vezi tu cum spuneam la început uh, închinarea în biserică nu e cântare pentru oameni și cred că orice slujire în biserică nu e, da, predicarea este pentru oameni, dar după predicare urmează relația cu oamenii da. și în momentul când eu am o relație cu copiii tăi și îți deschiși față de mine și eu cu tine și bă, uite, de ce zici despre treaba asta? Atunci când fiica ta vine în biserică și vrea să cânte o o, 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 cântare într-un moment nepotrivit, la un program la care nici cea mai bună idee, tu ai încredere în părerea mea. Pentru că tu o iubești. Și vrei să... ea, pentru că tu știi intenția mea în legătură cu biserica în general și apoi cu fetița ta sau cu familia ta. Și, dar dacă aș fi un, un castravete murat, scuze-mi expresia, care eu vin și vă cânt și apoi plec acasă, eu nu o să am libertate sau tu nu o să ai libertate să scuzi de sfatul meu când e vorba de, de, fetița ta. So, eu cred că toate lucrurile astea sensibile din biserică, ce fac cu o persoană de genul ăsta, vorbesc îmi iau inima în pentru că la noi în biserică nu poate ceva să trimit un bilet că eu vreau să cânt. Hmm. Nu, eu programez pe toți cei care cântă duminica în biserică sau joia în biserică. Și în mod intenționat, eu când văd o fetiță sau un tânăr care are talent, eu îmi pun ochii pe ea. Nu-i dau ei șansa să vină că vreau să cânt. Și cred că, cred că imaginea asta este foarte, foarte bună când tu crezi spre tine că ești bun în ceva trebuie să-ți confirme și câțiva. Dar e clar că vor fi unii răi care o să spună da, să vezi tu, noi, la, la noi în biserică, pentru că avem, suntem șapte oblide de închinare, eu când vreau să promovez o persoană în departamentul de închinare, discutăm. Discut cu David, cu asistentul meu și cu azi de închinare. Ce credeți despre persoana asta? Muzicală. Deci, de, de grup, și înainte eu să vorbesc cu persoana asta, eu mă duc la fratele lui. Fratele, ce zici despre persoana asta? Ce zici despre caracterul ei? Asta înseamnă, e important caracterul sau contează doar calitățile și aptitudinile muzicale? Cum le împarți pe, pe fiecare? Ce mai important, talentul sau caracterul? Dacă mă întreb da. în cred că caracterul e primul. Da, dar hai, să, hai să, să, te întreb ceva. La tine în biserică vine, un, vine un toboșar. Auzi că știe, bate, știe să bate la tobe. Uh -huh. Biserica ta nu, nu are toboșar. Uh -huh. Ce o să faci? O să-l să vină să cânte la tobe sau nu? Deci dacă eram înainte să-i un răspuns din prima, acum ar să schimbă puțin. Pentru că, uite, dau două uh -huh. exemple ca să înțelege. Pentru mine e foarte important caracterul uh -huh. asta, dar este important și talentul. Uh -huh. Cunosc oameni care erau doar buni la tobi, n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu, dar aveau uh -huh. un caracter ok. Dar faptul că au fost lăsați să vină la repetiție, așa s-au întors la Dumnezeu. Uh -huh. Deci de asta spun că nu pot să dau un răspuns exact. black and white. Eu, eu deci, contează cred mult că de talentul e cel care strălucește prima dată. Corect, da. Ăla îți deschide ușa, un pic așa. Dar caracterul tău va ține ușa aia deschisă. Ai răspuns foarte... Talentul, dacă ai nevoie de un toboșan, nu ești după un predicator, cu tot respectul. Corect. Tu ești după unul care are bețe și știe să le miște cum trebuie. Ok, problema e că în cel mai multe situații noi nu avem timp să așteptăm după caracterul lui care se dovedește câteodată în ani de zile. Caracterul îl vezi într-o repetiție, îl vezi într -o, în mijloc la o situație tensionată, îl vezi cum vorbește cu alții, îl vezi ce pune pe internet. Caracterul se vede după mult timp. Problema este că până ai aflat ce caracter are, ăsta bate în biserică. Ce mai faci cu el acum? Se ridică aici o dilemă. Cât este vedetism și cât este inima unui închinător? Mă gândesc că știu o groază de povești cu oameni care erau Vest buni. Vezi tu, Andrei, în vremea în care trăim noi acum și mai ales din cauza la YouTube și din faptul că fiecare poate să devină o vedetă peste noapte. Și să poterezeze ce imagine dorește. Și vezi tu, suntem obsedați de like-uri. Share-uri, views. Uită-te ce dăm bani la YouTube ca să primim mai multe like-uri, să ne vadă mai mulți. Și nu e un lucru rău dacă e o chestie spirituală și o chestie care ajută. Problema este că există oameni care slujesc în bisericile noastre care se comportă ca și cum sunt pe YouTube. Înțelegi? Da, da, da. Unde pe YouTube numai like, like, like și dacă vezi un comment care nu ți place îl tu ștergi afară. Da. Dar aia este o viață absolut ireală. Viața reală îi. Tu în biserică duminică dimineața. Asta e ta tare. Ea, ce faci? De cu toți se știu de gen... cu bune, cu rele. Exact. Și vezi tu cel mai ușor să fii a traveler, să fii misionar, să fii cântăreț, plimbăreț. Azi într-o biserică, mâine într-o biserică, mâine într-o biserică și așa faci turul României, turul Europei. În ce măsură oamenii de genul ăsta pot să jurească în aceeași biserică 5 ani de zile? Și să ducă lucrarea mai departe. Nu să cântei singur în aceeași biserică. Vezi tu? Problema este că slujirea de biserică îi trebuie să fie cea mai. Îi te face să devii foarte umil. Ăsta e, da. Uh -huh. Știi, nu foarte smerit. Să știi că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta, dar dacă eu nu pot să-l adaptez la contextul în care sunt, în momentul ăla, eu sunt în plus. Pentru că scopul meu nu este să fac din biserică o filarmonică. Pentru că na, I wish, I can. Sunteți o familie. Suntem o un... familie de oameni de toate nivelurile. so, eu să so, par tot timpul că eu aici azi, e o vedetă și voi ați venit să vă închinați mie. Asta mi se pare absolut ridicol. Tu gândește că în biserică există oameni care vin și slujesc până în momentul când nu le mai place ceva. Hmm. Știi, până în momentul în care nu alegi cântarea lor, nu-i pui să cânte de câte ori vor ei. Nu-i pui să cânte cu cine vor ei. Nu le promovezi copiii. Și asta deja să îți fițe și ne întoarcem la exact. chestia aici ce ziceai de talent și, și de caracter. caracter. Caracterul e cel care te îți deschide ușa, dar și, și te ține acolo. Pentru că mă gândeam, îți dau o ții un caz, tu ești director, să spun că do doi oameni. Unul rupe tobele, e meseriaș, e foarte bun. Mm -hmm. Potențial ar putea să cânte cu Michael Jackson dacă nu fi fost Michael mm -hmm. Jackson, dar e, exact. foarte bun, da. okay, bun. Caracterul scârții. Dar ai unul care are caracter fain, are aptitudini, dar nu la nivelul ăla. cu care ai lucra între ei doi? Pro problema îi în ce măsură mă lupt cu cel care e bun toboșar și are problema cu caracterul... Vedetă, vedetă. Știu, dar cât de mult vreau să-l ajut să schimb. schimbe. Uh -huh. Cât de mult eu Adică n-ai renunțat la niciunul Tu practic Bine ai încercat să-l Aici renunța. am vrut să ajung da. Eu aș încerca pe ăsta să-l să fac să devină Un toboșar mai bun Pe cel cu caracterul bun Și pe ăsta care e toboșar bun să devină un creștin mai bun Foarte fain Pentru că vezi tu În afară de faptul că există uh, greșeli capitale De care nu care te descalifică Să mai slujești Știm noi situații da, sensibile, da, da, care da, da. nu au legătură cu mine, au legătură cu bordul pastoral la Biserică, care nu sunt de competența mea, ca de închinare. Dar vezi tu, foarte ușor să-i spun la asta, du-te de aici că tu ești neserios, sau du-te de aici că tu nu bati bine la altă Nu, Ce interesant e că Dumnezeu vrea să reconcilieze, să Absolut. ridice, să transforme pe oricine. Și îmi vine o, o, o imagine în minte, mă uitam la David și la Saul. Mm -hmm. Dumnezeu pe amândoi o vrut să-i ridice. Mă uitam la și la Saul. i-a dat. Vreme să se întoarcă la ele, da? Vreme să se pocăiască. Deci, da, Și, Andrei, are. în biserice noastre ne interesează cum sună muzica, dar nu ne mai interesează oamenii care fac muzica. Și asta e trist, mă omule. Extrem de trist. Îmi place M mult inima ta de păstor. Mă interesează, că... am ajuns să mă interesează mai, mai, mai mult niște acorduri și o melodie și dacă, virgulă, cântăm în gamă mai mult decât oamenii care cântă. Spunea asta un profesionist. <laughs> știi? Și dacă mă uit, de asta spuneam că uh, boala asta să arătăm perfect pe sticlă, mi se pare de o penibilitate ieșită din comun. E bine să arătăm pe sticlă, dar să arătăm bine pe sticlă. Dar oamenii care slujesc sunt mai importanți decât muzica care face. Apropo, când eram mic, mă uitam la cei care cântau la Electrică, la Tobi, în biserică, mm -hmm. și vedeam într-un fel pe scenă. Eram atât de impresionat în momentul în care omul care cobora de pe scenă era de caracter. Că au fost câțiva oameni al Lui Dumnezeu pe care am văzut și am zis, măi, e fain, când voi crește, așa îmi doresc să fiu și eu. Deci, îmi place inima ta de pastor, îmi place că iubești pe tine și chiar mă bucur, mă, că te-am întâlnit, Dan, și sper mm -hmm. să păstrăm legătura. Deci, o zbura minutele astea, mă uitam acum la ceas. Wow. Uh, aș vrea să mai pun o ultimă întrebare okay. și în alt podcast când mai vin în România. Okay. Tu mâine pleci în state? sau? Uh... Curând, adică nu eu mai Eu mâine stai. pot să vin, dar pot mă timpul zilei okay. Vedem. Joi, joi plec în Arant și apoi duminică în America. Um, ultima întrebare. Când toate se termină, muzica, totul, lucrarea. De ce Iisus? sus? Wow. Eu am crescut într-o familie creștină în care m-am obișnuit cu tot ce înseamnă biserica. Uh, N-am fost forțat să mă duc la Biserică, dar mergeam pentru că mergeau părinții. Uh, Dumnezeu a pus pasiunea și obsesia asta pentru muzică în viața mea de la un o vârstă destul de tânără, uh, te mi-a dat seama relativ în viață, relativ de vreme în viață, prin clasa 9, -a, clasa 10, -a, că dacă nu mă ai viața, muzică e foarte complicat să stai viu. Ce motiv am în viața asta să trăiesc dacă numai muzica e tot ce există? Și mi-am dat seama, cunoscând din Biblie și din istoria părinților mei, din, din predice de la biserică, că Isus e cel care dă valoare la tot ce facem noi. A, eu știu. cred că muzica mea e mult mai bună din cauza lui Isus. Hmm. Eu chiar cred treaba asta. Deci nu a fost un downgrade. Nu. No. Un upgrade. Eu, eu cred că. Un trompetist creștin care trăiește cu Isus în fiecare zi e un mai, un mai bun trompetist decât un, un trompetist care nu umblă cu Isus. Eu cred că prin un studiu, printr-o piesă instrumentală la trompetă cântată de un creștin care trăiește cu Isus, Dumnezeu poate să schimbe viața. Nu e nevoie de cuvinte. Îmi dau seama că viața înseamnă influență. Și îmi dau seama că Dumnezeu mi-a dat Anii ăștia, 44, nu ca să umblu prin ei și să fac bani să mă duc în America, să vin în România, nu. Dumnezeu mi-a dat o influență care se, se manifestă între oameni. Și la influență se spune Iisus. Uh, cred că din toate sistemele care există în lumea asta Iisus a creat biserica hmm, pentru pământul ăsta. Și e cel mai perfect lucru care a fost creat vreodată după jertfa lui Iisus. Dar de fiecare dată când pun întrebarea asta, surprins că niciodată n-am auzit un răspuns ca să fie la fel. La fel, unul absolut. cu altul. Dar vreau să mulțumesc din suflet. Andrei, mersi de invitație. Pentru că ai onorat invitația și ținem legătura și să mai facem și alte podcasturi. Poate data viitoare vii cu soția ta. Și facem un podcast despre povestea voastră de dragoste. Oh, wow. Și din perspectiva <laughs> ei, deci data viitoare nu uitați. Dar trebuie de... să negociez nu cu doamna mea ca să facă treaba asta. Cred că ai cuvintele <laughs> la tine și ți și trompeta și... Um, dragi telespectatori, dragi ascultatori, um, ați văzut ce poate să facă Dumnezeu din viața unui muzician profesionist, cum poate să schimbe inima și cum prin el Dumnezeu poate să influențeze și alți oameni. Uh, vă aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!